Doi oameni au fost arestați la Sibiu și 10 de percheziții au fost făcute miercuri în 5 județe. Cei vizați sunt hoții de icoane din bisericile din Hunedoara, Vâlcea și Mureș. Polițiștii din cadrul IPJ Hunedoara, sub conducerea ofițerilor specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și a procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, au desfășurat 13 percheziții domiciliare în locații de pe raza județelor Sibiu, Brașov, Bacău, Timiș și Alba. Au fost vizați mai mulți suspecți care în perioada august-septembrie 2011 au sustras și traficat 112 icoane pe lemn și sticlă din 8 biserici de lemn situate pe raza județelor Hunedoara, Vâlcea și Mureș. Acțiunea a fost ca o continuare a activităților investigative care au condus în luna noiembrie 2011 la arestarea preventivă a doi suspecți din comuna sibiană Brateiu, care sunt în prezent judecați de Tribunalul Hunedoara pentru complicitate la infracțiunea de furt calificat cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională a suspecților se ridică la 1.300.000 de lei. O parte dintre icoane sunt susceptibili a face parte din patrimoniul cultural național, din care s-a reușit recuperarea aproximativ 50%.